Produse, utilaje, accesorii. Pe toate le găsiți la expoziția industrială Coreea România, organizată de Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București pe platforma din fața Sălii Polivalente. Un eveniment important este expoziția. Este prima expoziție industrială organizată de Republica Coreea în România, prima expoziție. Ne-am propus ca această expoziție să aibă o repetabilitate în fiecare an. Anul viitor vom aduce echipamente industriale, ceea ce impune un spațiu mai mare, și aceasta îl vom realiza la Roma Aero, unde am mai realizat astfel de expoziții. Strategia noastră prevede foarte clar, de aproape 2 ani, abordarea piețelor non-UE. Asta înseamnă că noi de 2-3 ani am realizat evenimente de la forum, misiuni, expoziții, participări la târguri în zona non-UE, cea mai mare parte a evenimentelor. Pentru anul 2019-2020, piața Asiei de Est reprezintă prioritate. Aici au intrat Vietnamul, Thailanda, Singapore și acum, sigur, Republica Coreea. Republica Coreea reprezintă un partener dorit de România. Sunt peste 23 de firme prezente, dar interesant, cred că, și care vor reprezenta element de atractivitate, în primul rând, este zona pielăriei, textilelor, farmaceutică, probabil farmaceutica va fi o atractivitate specială, agricultură, și cred că astea sunt cele mai atractive. Noi ne-am gândit să organizăm aceste domenii, să prezentăm aceste domenii în cadrul expoziției de astăzi. Expoziția industrială Coreea România de aici, de pe platforma din fața Sălii Polivalente, rămâne deschisă până joi și o puteți vizita între orele 10 și 17.